dimineața, avem puțină energie pentru că a venit weekendul. Gata, alright, gata, gata, ne pregătim de tot ce se întâmplă în weekend. Eu nu voi, nu mă voi distra, în schimb voi lucra. Eu fac bradul. Gata. Și apropo de brad, voi știți ce nu-mi place cel mai mult? Mm. Cutiuța aia muzicală, mă, frate, de când suntem mici. Da. Aia, când e, știi când se instalează bradul? Na, 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 na. Eu aș, na, dacă na, na, ar putea, aș putea să renunț la ceva, ar fi beteala aia urâtă. Știu că este un trend, s-ar putea să fie, da, doar că de ce să pui beteală când ai globuri, da, când ai luminițe? A venit când Sfântul Grinci pe noi, zic eu, simt. Da? Mă, dar cred că există lucruri la care toți oamenii care ne ascultă acum ar renunța zi. Lucruri pe care le aveam când eram mici, multe îți provoacă bucurie, știi, că auzi, dar unele, frate, te enervează an de an și ai renunțat cu totul la ele. La ce lucruri ați renunțat? Hai să vedem dacă e cineva cu noi. Un lucru, nu știu, pe care îl făceați când erați mici sau îl aveați, un obiect, orice are legătură cu copilăria noastră, dar ați renunțat la el fără nicio grijă. Uite, de exemplu, pe mine mă enerva foarte tare atunci când eram mică. Părinții, când veneau în vizită cineva, părinții mei mă puneau să cânt, să spun poezii, să fac practic un program artistic pentru fiecare persoană care ne călca pragul. Eu chestia asta nu o să fac niciodată cu copiii mei, pentru că țin minte, Doamne, nu mai puteam. Și îmi spuneau, haide, cântă două piese și după aia te duci, da, la joacă. Sau zi poezia, na. Da. Da, mă, dar era ca să reținem noi treaba asta, o făceau părinții ca să avem și noi memorie. Mm-hmm. Că acum memorie de melc avem. Uită-te și tu. Că de-abia m-am pus să citesc un mesaj de pe WhatsApp și am uitat care era. Furatul bomboanelor din pom. Asta okay. Și să le lași goale așa, nu? Mamă, ultimele zile, erau cele mai triste ultimele zile de Crăciun, când eu știam deja că pomul are numai pungi în el, care nu mai abții pilde, nu mai chestii și nu mai era nicio bomboană. Noi n-am pus niciodată bomboane. Am, frate. Nu? N-ați spus, nu se pune în Moldova bomboane în pom? Nu. Dar nu există sau nu ați făcut-o voi? Că există bomboane, dar nu... Nu, dar în pom, să le pui în Moldova. Nu, n-am. În familia mea nu am făcut asta. Asta deci, să... deci dacă mai sunt moldoveni aici, spuneți-ne și nouă, că-s curios. Prietena mea cea mai bună zice că n-a avut tradiția asta în familie, dar poate în Moldova nu se punea. Da. Vorba aia, la voi bucuria e în fiecare zi. 0734 3630. Despre asta vorbim acum la final de program. Ce lucruri sau tradiții avem de când eram mici ar trebui să înceteze? Ia, să vedem. Noi nu am mai pus beteală, ne-a trimis cineva o poză cu bradul. Astăzi îl fac și eu. Păi arată foarte bine fără beteală. Okay. Mă, da, așa se zice, ok, limbar bună, iertați-mă, că s-ar putea să fiu prost, dar cred că v-ați obișnuit de atâția ani, că sunt și sincer. Beteală e forma corectă a cuvântului? Mm. Sună așa, zici că l-am greșit cu toții și l-acceptăm așa greșit. Beteală. Mm-hmm. Mi se pare că sună destul de... nu știu. Așa se zice. Aiure. Ce să mai, dacă așa l-am deprins de când eram mici, acum... Uite și tu, nu vă zgârie un pic pe urechi? Beteală. Beteală. Bine, dacă stai să analizezi toate cuvintele care te zgârie pe ureche, ar trebui să renunțăm la 10% din dicționarul limbii române. Corect. Abia așteptam când eram copii să mâncăm dulciurile și nucile din pompă. Ei, puneți și nuci? Nuți? Salut, sunt Corin și eu aș renunța la serviciu. Cred că cu toții, mai ales în perioada Crăciunului, nu? Să am o vacanță din aia de o lună. Nu ți-ai trăit viața dacă nu ai avut bomboane în pom, auzi, Veronica? Dar ai avut după bomboane, mă, în pom. Ai avut la un moment dat. Mai multe. Dar auzi că și în Moldova se punea. Pur și simplu, nu, nu-i stricai tu. Veronica a fost de mică cu estetica. Cu asta, nu, cu hot couture, doar că nu l-au pus. Hot couture.